Era primăvară și eu, împreună cu câțiva prieteni ai mei, povesteam de ceva timp să ieșim cu cortul de 1 mai. Ne-am plănuit până în cele mai mici detalii ce o să luăm cu noi și ce o să facem acolo. Mai erau 2 zile până atunci și dacă lipsea ceva, aveam timp să luăm până atunci. A venit timpul și am plecat cu cortul. Am ales un loc frumos, dintr-un ochi de pădure, nu departe de un mic lac. Era o zonă bună, superbă, numai bună de ieșit cu cortul. Odată ajunși, am început să instalăm corturile. Am prins o zi frumoasă, era soare, iar atmosfera era de poveste. Ne-am jucat cărți, ne-am jucat cu mingea, iar seara am făcut un ceaun și un mic foc de tabără. Ne-am strâns cu toții în jurul lui, cu berile și vinul în mână, spunând niște povești de groază. Am lungit-o așa până noaptea târziu, apoi ne-am băgat la somn. A doua zi ne-am trezit și am fost până la un mic râu cu apă sărată. Ne-am plimbat puțin prin pădure și pe urmă ne-am întors și am pus de un grătar. Totul părea perfect. După ce am mâncat, am început să desfacem niște beri. Alții erau cu vinul, alții cu tăria și tot așa. Mai spre seară, un băiat și o fată ce s-au cunoscut acolo au spus că merg să se plimbe până la cel micuț lac din pădure. Cine îi credea? Ei s-au dus, ghiciți voi de ce. După plecarea lor, toată lumea a început să facă glume cu subînțeles. Dar plimbarea lor nu a durat mult. Ei s-au întors destul de repede și erau destul de speriați. I-am întrebat ce au, ce s-a întâmplat, iar aceștia ne-au spus că lângă lac a văzut o bătrână ce spinteca niște găini și vorbea ceva într-o limbă ciudată. În jurul ei era plin de sânge și părea să vorbească într-o limbă foarte ciudată. Părea să facă un ritual, cred că era o vrăjitoare sau ceva de genul. Cu toții am început să râdem de ei, făcând glume cu subînțeles, spunându-le că așa le trebuie dacă nu le mai ajunge cortul și dacă nu mai au răbdare până ajung acasă. Și tot felul de răutăți din astea. Dar aceștia păreau să fie serioși și ei chiar insistau să plecăm chiar atunci. Dar nu aveam cum să plecăm, pentru că toți eram băuți. Plus de asta, noi eram mulți acolo. Ce să ne facă o babă cu niște găini moarte? Am hotărât să ignorăm incidentul și să ne continuăm petrecerea. Doar că după ce am băut, curiozitatea ne-a învins și am zis să mergem să vedem și noi ce se întâmplă la acel lac ca să vedem vrăjitoarea. Afară s-a înoptat și plus de asta era și lună plină. Odată ce am intrat în pădure, am simțit ceva ciudat. Pădurea părea să aibă un alt aer, dar fiindcă toți eram beți, nu i-am dat prea mare importanță. Eram în total 5 fete și 5 băieți. Fetele nu au băut așa mult ca și noi și au zis că trebuia să ne întoarcem, dar noi, făcând pe cocoșii, am zis să continuăm. La un moment dat, una dintre fete zice cu voce tare: "Atenție, ați văzut asta?" Dar noi nu am văzut nimic. Mai aveam puțin să ajungem la lac, doar câțiva metri, când deodată au început niște voci să se audă din toate părțile. Oricât vroiam să înțelegem, nu reușeam ce zic acele voci. Apoi începem să-i întrebăm pe cei doi care au fost mai devreme în pădură dacă bătrâna era singură sau dacă mai era cineva acolo. Ei ne răspund că bătrâna era singură. În timp ce tot vorbeam noi acolo, am ajuns la lac, dar acolo nu mai era nimeni. Erau doar niște animale sacrificate și puse pe un fel de bărcuțe plutitoare. Le-a dat foc și le-a pus să plutească pe lac. Pe jos am văzut un cerc mare ce părea să fie mânjit cu sânge. Era un fel de pentagramă sau ceva de genul. Și lângă el erau tot în cerc puse niște lumânări care încă mai ardeau. Pe lângă mai erau încă niște lucruri de ale bătrânei. Scârbiți de ce am văzut acolo, ne-am hotărât să ne întoarcem în tabăra noastră, dar deodată una dintre fete se uită într-o parte și strigă să ne uităm și noi în acea parte. Când ne-am întors capurile, ne-am și trezit din beție. Era baba întoarsă cu fața la cer, plutind și părea să fie inconștientă. Ca și cum mai ține o păpușă de la mijloc, cam așa ceva arăta bătrâna. Apoi, cu niște mișcări ca de marionetă, de parcă era controlată de niște sfori, se întoarce înspre noi și deschide ochii și gura. Femeii îi curgea sânge din nas și gură și ochi. Am luat-o cu toții la fugă și nu ne-am oprit până în tabăra noastră. Pe drum, tot am avut impresia cu toții că suntem urmăriți. Cel mai apropiat sat de noi era la vreo jumătate de oră și fiind cu toții beți, nu puteam să ne ducem. Așa că ne tot îmbărbătam noi că așa ceva nu există și cine știe ce am văzut, poate ne s-a părut, poate era de la beție.
Dar totuși, speriați fiind, nu am dormit în corturi și ne-am băgat în mașini pentru a dormi. Totul părea că s-a terminat, de parcă a fost un vis. Apoi am adormit. Deodată, fata ce dormea cu noi în mașină, în spate, s-a trezit brusc și ne-a spus că a avut un vis tare ciudat. Un vis i s-a arătat vrăjitoarea care o avertiza că nu i-a ieșit ritualul și că este posedată de o creatură ce se hrănește cu oameni, așa că ar trebui să plecăm toți de acolo chiar atunci. Când ridic capul de pe scaun și privesc în oglindă ca să o văd pe fată, am observat ceva în spatele mașinii, ceva ce se apropia de noi. Atunci m-am speriat, am pornit mașina și am apăsat claxonul cât am putut de tare pentru a-i trezi și pe ceilalți, apoi am pornit la drum, ceilalți m-au urmat. Ne-am oprit abia în primul sat, în fața postului de poliție, dar fiind noapte, acolo nu era nimeni. Am sunat la 112 și am anunțat ceea ce s-a întâmplat. În scurt timp, o mașină de poliție a venit și ne-a luat câte o declarație, dar, pentru că eram cu toții beți, nu ne-a prea crezut nimeni. Și ne-au dus la probele de sânge și ne-am ales cu toții cu niște amenzi frumoase. A doua zi, după ce totul s-a terminat, am contactat un avocat pentru a putea rezolva problema cu poliția și ca aceștia să vină cu noi ca să ne putem recupera lucrurile. Într-un final, au zis că ne cred și au venit cu noi ca să ne luăm lucrurile. Ne-am luat lucrurile cât am putut de repede de acolo. Apoi au insistat să-i ducem și să le arătăm și lor lacul unde s-a întâmplat toată chestia. După ce aceștia au văzut toate acele scene macabre de la lac, au început să ne creadă. Pe lângă asta, am găsit pe drum mai multe animale sfâșiate. Am plecat de acolo cât am putut de repede. Poliția ne-a condus până în fața secției din primul sat. Când am dat să pornim de acolo, am văzut-o. Stătea și ne pândea de după secția de poliție. Atunci am plecat de acolo cât am putut de repede și nu ne-am mai întors niciodată. La scurt timp am auzit o știre la televizor ce ne-a șocat pe toți. Cei doi polițiști ce au fost cu noi atunci în pădure să ne recuperăm lucrurile au fost găsiți morți cu sânge rece.